Aproximativ 10.000 de suporteri au venit pe stadionul Ilie Oană din Ploiești pentru a susține Petrolul Ploiești la debutul noului sezon al Superligii. Universitatea Cluj a început meciul foarte bine, iar după un sfert de oră deschide scorul prin golul lui Kipciu. Replica lupilor galbeni a venit după un alt sfert de oră, când Mușii a reușit să egaleze, aducând speranță în rândul suporterilor petroliști. Din păcate, Constantin Budescu a ratat șansa victoriei, ratând lovitura de pedeapsă dictată de centralul Marcel Bârsan după consultarea monitorului VAR. Din păcate, n-a reușit să câștigăm cu toate că meritam. N-am ratat foarte multe ocazii, inclusiv acel penalti. Este bine până la urmă că n-am pierdut. Scorul final a fost 1-1, iar staful de conducere al Petrolului consideră că primul meci este unul încurajător. Următorul meci al lupilor galbeni va avea loc pe 24 iulie de la ora 18:30 la Botoșani.